Sâmbătă 25 iunie, începând cu ora 16 la Școala Veche din Vaideni, va avea loc colocviul In Memoriam Bartolomeu Todeci, iar de la ora 20, pe platoul Învârtit a Dorului, este programat un spectacol folcloric susținut de interpreți renumiți. Duminică 26 iunie, începând cu ora 11:30, va avea loc deschiderea oficială a festivalului. Ansamblurile folclorice, localnicii, precum și invitații, vor participa începând cu ora 12:30 la Parada Portului Popular pe traseul Primărie, platoul Învârtit a Dorului. La această ediție sunt așteptate să participe ansambluri din Vâlcea și județele Alba, Argeș, Bistrița, Năsăud, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Brașov și Tulcea. Leagă-ne-te, vâr de brad, că și eu m-am legănat! Leagă-ne-te, tu, făgui, dorul meu la cin să-l spui! La spune la un vecin până-n seară-i satul plin! La spune la o vecină până seară-i lumea plină! Stau în loc și mă gândesc, Doamne, de ce îmi bătrânesc și ca oile albesc? Să vă dea sănătate și ani mulți fericiți! Ne vedem și la Învârtit a Dorului! Da, da! Sărbătoarea păstorească Învârtită a Dorului a apărut ca o versiune modernă a străvechilor nedei păstorești din Carpații Meridionali, unde se țineau în locurile apropiate de granița dintre Țara Românească și Imperiul Austro-Ungar și unde păstorii făceau schimb de mărfuri, legau prietenii și se înfrățeau în cântec și joc. În Vaideni, nedeia păstorească a coborât din munte, în sat, pentru prima oară în iulie 1969. A fost prima ediție a festivalului păstoresc Învârtită a Dorului.